unul dintre acești lucrători nu muncește în port. Lutier, docher, rujar, păpătar. Atenție! Da. Unul dintre acești lucrători nu muncește în port. Lutier. Ce este lutierul? Cel care fabrică ceramică, lut, folosește lut în prelucrarea unor vase. Bine. Mergi pe varianta asta? Nu. Mă răzgândesc pentru că s-ar putea să fie cel care... cel care dirigează o barcă, o plută. Aș dori să apelez la varianta ajutătoare. Foarte bine faci. Pe cine întrebăm și ce aflăm imediat. Pe cine întrebăm? Pe domnul colonel. Pe domnul colonel. Mi-a devoalat. Bine că vii cu concurenți de ăștia, cu ajutor dintre concurenții cei mai buni. Așa nici nu... Ce să mai... Bine, hai să-ți adresez întrebarea. Ce mă bucur să mă revezi. Mă bucur. Unul dintre acești lucrători nu muncește în port și este vorba despre lutier, docher, rujar, lopătar. Este vorba despre lutier, cel care fabrică viori. Care fabrică viori, repară viori și nu numai viori, instrumente de lemn, instrumente muzicale de lemn. Violoncel, contrabas, dar alea se strică mai greu că sunt mari. Deci... Lutier, sigur. Bine. Răspunsul corect, lutier!